Am luat emisiunea, gata. Până aici a fost. Măruțe s-a dus. Acum noi suntem aici pe treabă, la emisiune. Emisiunea se cheamă... După an grei de lucrătură din aia urâtă, în sfârșit a căzut, bă. La revedere! La revedere! Victorie! Nu era Măruță, ce faci, frate, acum? Nu mai zici nimic? E jos, Ia uitați-vă în spatele vostru, băieți! Ia uite-te în spatele tău, Bobo! Hai să mergem. Gata. Da. Hai să mergem. Bă, băieți! Stai, vă mulțumesc că ați venit să-mi dați o mână de ajutor, dar emisiunea asta de 13 ani e a mea și a echipei mele și așa va fi în continuare. Asta vreau să zic, că dacă putem să... Noi asta am și zis când am intrat. N-ai auzit? În greșeală. A, voi asta ați zis, că ați zis să mă ajutați. Ce-am zis, mă? Am zis, mamă, ce tare, ce... Doamne ajută, o viață întreagă aici, e emisiunea ta. Mai stăm? Nu, eu zic să rămâneți și ar fi păcat să nu stați, de exemplu, și astăzi și mâine m-aș gândi că ar fi foarte fain dacă tot ați venit din la Fierbinți. Era păcat să nu pierdeți și două mâine, zile cel mai bine, din viața voastră aici. Da. Putem să ne punem? Acolo? Pe păi toți trei? Da. Păi da. Nu dar fii atent, voi v-ați așezat în scară, păi, așa, adică... Gata, am rezolvat asta pentru că suntem profesioniști. E bine? Perfect. Televiziune... Pe pâine. E bine. Băieți, să știți că am primit și banul și e totul în regulă, e ok. Asta, pe mine, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Doamne, și maica precisă. Să fie. Și când ai nevoie de noi, oricând nu ne trebuie o atenție, nu știu ce. Că ai vrut tu să bagi de la tine niște bani. O sumă modică. E treaba ta. Eu, când vrei tu, ți-i dau înapoi. Inima. Eu n-am nevoie de banii tăi, mă, două, trei... Hai, mă, să luăm loc. E omul. E și tu, săracul. Cum e aia cu tata Măruță? Tata Măruță! Auzi, să ne scuzi că... Uite cum vă iau în brațe, mă, băieții mei, uite cum vă iau în brațe, uite aici. Uite cum vă iau în brațe. Da, mă, da. Frumos. Să știți că... Păpușar. Am văzut că și fiutoara a făcut și David, este? Da, i-a făcut și David, dar stai că vrea să vă salute cineva, ia vină puțin aici. David a făcut și el și cineva vrea să vă zică hello. Salut! Sandra e acasă? Hello! Și David de acasă și Eva și Andra din prima au fost la Andra, test Andra, pozitive. Okay. David tot ne întreba zilele Sandra trecute dacă poate să-și mai repete și el testul și astăzi a ieșit și el pozitiv, așa că pe partea el era fericit pentru că nu mai trebuie să stea singur. Salut, de parte David. De noi. Salut! Și salut, unde, mami? Andreea? Ei nu vă aud, Unde e Andreea, mama? Andreea, dar unde e? Nu, mă, Sandra. Sandra. Soția ta, Cătă. Că noi ne știm de atâta vreme și... Sandra, care cânta aia cum zice, boys. I love you, chica. Bună, mă, bănete! Salut! Să știți că ei nu vă aud foarte bine, o să-i dau eu o cască, Evei, zi, Eva, și tu, hello. Bună, Eva! Cine are COVID în februarie? Hai sus! Să ia pastilele cu mâna sa și să ia la antibiotice. Sunt băieți simpatici, Eva? Hai, da! Yes. Băi, să știți că l-ai zis la copii că și-am avut cu toată familia, adică a avut și Octav și Maria, a fost frumos două săptămâni în casă, bateria aia de-ți arată ție că mai ai o liniuță, nu o să mai ai deloc, o să fie tricou crăpat acolo. Nu te supăra, frate, prințesele. Bobo, fii atent, pentru că suntem aici și pentru că eu am o gașcă de artiști, pentru că și ei cântă și dansează toată ziua și pentru că și eu am fost DJ, vreau două lucruri. Cum chiar am fost? Asta mă întreb. Normal că am fost, cu acte în regulă, carte de muncă. Fii atent, două lucruri vreau să vă zic. Unu, acolo în platou să vă ajute, să vă dea o mână de ajutor, este și colegul meu, Daniel Nicolăină. E un băiat bun la toate, să știe. El a mai fost și în la Fierbinți, îl știți, nu? Da, unde? Unde? Că nu... Nicolăină? Hai! Deci vreau să vă zic, acum un an de zile mă duceam la Bobo să iau autograf în Vama Veche, băusem niște apă minerală. Asta vreau să zic, că e primul și uite ce evoluție, uite ce evoluție, acum ajung să fie ei în deschiderea mea, cum ar veni. A, și asta e bună. Deci, hai, du-te la... Bobo, forțează! Hai, pe voi de data asta! Bobo, forțează, băiatul forțează și... Bobo, fii atent! Spune. Bobo, fii atent, tată, pentru că voi sunteți extraordinar, toată lumea vă știe de pe Instagram, de pe YouTube și în seara asta, sezon nou la Pro TV, la Fierbinți, sezon nou nouț, începe în seara asta, nu? Corect, în seara asta. E sezon nou, adică în seara asta la 20:30 pe Pro TV aveți întâlnire cu sezonul 18 din la Fierbinți.
Nu reluare, nu. Deci din seara asta începe, dacă vreți să vedeți cu adevărat ce se întâmplă. Întâmplări peste întâmplări. Cu doreri. Bagă ea, Japonia! Japonia! Eu asta vroiam să vă întreb pe voi. Bobo, tu tot rolul lui Bobol joci, nu? Stai să spun cască. Nu! Asta e payback la Andreea. Era acum nu, da, nu, da. Eu joc pe Celentano. Am făcut un schimb mic în sezonul 18, Costi Aspirina. Nu, mai, nu mai, Aspirina, am avut acum, asta mi-a venit. Dar vreau polițistul e, băi, pe bune. Da, nu. Bine. Da, da. Și, mă rog, în fine, băi, da, eu joc Aspirina. Ce o să fiu, da? Gianina sau Vasile o să fiu? Mă mai gândesc. Da, văd, diseară vede. Diseară, văd dacă îmi pun sutienul la bunul sau nu. O să postăm și niște poze ca să vedeți de la filmări de la noul sezon. Puteți să intrați pe Instagramul emisiunii la care suntem sau pe al tău, pe Mihai Bobonete, mihai.bobonete pe Instagram. Da. Sau Mihai Raid cu bifă. Da, sau... Băi, dar e important. În seara asta începe primul episod din noul sezon. Deci e nou-nouți. Nou-nouți. E scos din țiplă. Pentru toată acum, lumea. Deci, da. Pentru ce a fost până acum au fost relori. Relori, tot de felul. Acum ăsta e în sezonul seara nou, asta începe, 8. Pe bune. Perfect. Uite și Instagramul, să știți că paginile voastre de Instagram sunt afișate. Uite, Costi Diță, da. Uite Mihai Raid. Bă, pe vremuri era doar pagina mea afișată. Uite aici, 3 pagini. Asta Instagram Mihai Raid, Instagram Bobonete cu bifă. Eva, ne aude? Eva. Eva, vă aude? Ia uite. Aude? Zi. Eva, da, ce auzi? Face da. Tati acum când e în izolare? Ce a făcut? Ce a făcut el aseară? Tati, ce făcea aseară când v-ați culcat voi? A băut, ce să? A băut? Zi, ne-am jucat? Zi, Eva, ce fă? Nu, nu. După ce v-ați jucat? Ia, influența. Zi ceva, zi ceva. Când am citit Congo pe buze, zi, jocul ăla, nu? Ce nu, joc? Nu, ziceam pe buze să citim? Zine, Eva, și nouă, ce joc? Ce joc? Fii atent, fii atent, e în felul următor jocul. Eva, o să zică un cuvânt, voi vă uitați la monitor să vedeți dacă știți ce cuvânt zice ea, da? Facem cum ne-am jucat noi aseară, da? Da, ia, fiți atenți, uite acolo în cameră și zile cuvântul să vedem dacă îi ghicesc. Lapte! Alamă! Balamă! Hai să alamă! Nu! Mai zi o dată, ia! Mai zi o dată, ia! Pa! Pa! Palate! Palate! Palate? Ce ai zis? Plămadă! Salată! Da, ce-a fost? Plămadă! Păi zi ce ai zis, că i-au pierdut, n-au știut, zi! Banană! Banană! Ce păcut pă! N-are cum! Le mai zici una, hai să mai închidem o dată! Hai că avem 1-0 și fii atent, Bobo, da. Am o super provocare pentru tine, dar Eva, mai zile un cuvânt, mai încurcă eu odată, ia zi. Hai zi. Mai încercăm unul? Ia zi. Jucați-o pe asta. Încă o dată, eu joc câte trei ori fiecare seară. Mai zi odată, Eva. Baloane! Baloane? Nu. Bă. Dar ce, ia, mai zi odată. Paladin! Bravo, bravo. Patine! Pateu! Patine? Nu. Pateu, n-am nu. Prins că m-am alea între monitoare și n-am... Batic! Bă, e bună Eva pe jocul ăsta, mă, deci... Pastile! Pastile! Nu. Bă, nu, stai să vedem, zici ce ai zis. Baterie! Baterie! Bă, era simplu! Baterie! Da, greu, bă! Bine! Fii atent! Bobo, da. O să vreau să-ți spun și vreau să le spunești celor de acasă, da. Oamenii care te urmăresc și vă urmăresc la stand-up, care te urmăresc pe YouTube, știu că tu ai fost DJ. Am o super provocare pentru tine. Da. Opa. Îl am pe Nicolaine, DJ-ul meu de acolo, da. Dar o să vezi imediat despre ce este vorba. Până atunci e cineva care vrea să vă salute. Să vedem. Ia să vedem. Oh! Mestre! Vezi dacă n-ai răspuns la telefon? Nu, dar noi nu-l auzim. Mimează, mă, mimează, e bandit. Deci pe buze. E limar. A mers și mai departe cu jocul bagabonților. Ce n-ai făcut-o pe asta, frate? E hoț. Băi, și el îmi plăcut. Și așa e. Deci, vreau să vă zic așa, că și eu am Instagram, nu doar voi, da? Să fie clar. Lasă, și nu. Doi la mână, Bobo, arată-le poza aia, că ți-am trimis o poză ca să vadă că am dat casting pentru rolul Bobiță. Că ai zis că da, se chiar, schimbă da, rolurile. Da, da. Zile, mă. Imediat te-o trimit acum. Că eu am fost așa, am zis, bă, băiatule. Mai trimite o dată să o dau, să o pună Greta pe ecran, să o vedeți. Da, dar nu pot acum că sunt pe telefon și sunt opătățiu după aia. Auzi? Da. Vărcică că ești bun pe citit pe buze, te-am văzut. Ia fii atent ce a zis Măruță aseară lui Andra după ce s-au culcat copiii. S-au culcat copiii.
Nu s-a auzit? A, n-am mai voie să zic și cu... Nu, dragă. Nimeni doar te citească pe buze. A. Citească pe buze, bă, băi, e așa de greu. Ia! Te-ai prins? S-au, da, s-au dus să mănânce ciocolată, să nu-mi poată copii! Asta zici, ciocolată! Ciocolată! Bă, nu, că ai stins jocul ăsta. Unde, unde băi, ești ce vreau să vă întreb? Ce vreau? La mine acasă, unde dracu să fiu? Uite. Ce, mișto peretele. Dar de ce da, n-ai bravo. Terminat? Speriat, de ce n-ai mai văzut... dat un, un gled, un ceva? N-ai mai avut da, asta zic. N-am mai avut bani. Ah. Dar după sezonul ăsta adun și eu să dau un gled. Nu, că ne dă nouă, ne-a dat nouă Cătălin pentru emisiunea dar asta, știu azi dăm eu, noi. Mă, cât e de luăm niște progresii, niște faianțe, ceva auzi, bune, nu e băi, problemă. Băieții, ce vreau, ce vreau să vă întreb? În seara asta începe sezonul nou la Sfierbinț, da? Da. 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 Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, cu ce noi aventuri ne așteaptă aceste personaje? Eram sigur. Eram sigur. Nu ar trebui să te întreb. Ai vorbit cu Măruță și Măruță ți-a zis că, da, e clar că de ce nu ziceți, mă? Ziceți, care dintre voi face pojar, care... Și cât de tare vă distrați la filmări? Spuneți-ne și așa, nouă o aventură. Spuneți-ne o aventură hazlie da. De la filmări. Dar, băi, tu ești invitatul nostru, până la urmă spune-ne tu. Spune-ne tu, domnul. Tu ești treaz tot timpul. Că a preluat puterea, a preluat puterea, vă da, chiar, da, da. Chiar, uite, răspunde la asta. Tu ești treaz tot timpul sau... Mai ciupești din când în când. Băi, eu sunt beat tot timpul, dar în viața de zi cu zi mă prefac că sunt treaz. Băi, fii atent, că aici nu intra pe terminat cu am pe aia și îți dau greu. Nu ne faci nouă puțin ca Celentano. Băi, te-ai scos, bobiță! Ești în izolare, nu? Da, mai am de stat încă o săptămână, da. Și ce joc? Adică și tu ai avut COVID, nu? Nu, eu am venit din o țară care m-a băgat după aia la venire, cu am semnat că trebuie am să stau înțeles. Acasă și stau acasă. Iar eu n-am jocuri de astea de ale voastre. Eu acum am jocuri de alea cu fracții, cu împărțiri, cu mulțiri. Eu mă joc de temele de vacanță. Și acum. După temele de vacanță, ce te joci? Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Netflix. Da, corect. E corect. Bine, Băncică, mă. Ce ai văzut? Care e ultimul serial de la ai văzut? Ultimul serial copiii îl ocupă acum ăsta cu să uită la o nenorocire de film. Stai un pic, că s-ar putea să fie serialul la care se uită ceva. La ce serial te uiți tu? E cam mică ea. Cum se numește? Cu vrăjitoarele sau cu fantomele? Ăla cu vrăjitoarele. Cu vrăjitoarele, da. Cu niște spiriduri. Și cu ăla cu magia, nu? Și ăla cu magia, cu fetele la... Ăla e cu Imogen sau cum le cheamă? Da, mă, Imogen. Și tu știi bine. Aia, mă, deci nebun. Da, mă, stai, fii atent. Să uită fetele mele la un serial care se cheamă Teen Wolf. E cu niște proști de la niște copii americani de 20 de ani care se transformă ban vampir, ban nu știu ce. Da. Și eu m-am uitat și eu cu el, zic, hai să-i văd. Și ăștia scot ghearele și să luptă acolo între ei. Și astea sunt terminate toate, că sunt o gașcă de fetițe așa. Și se uită, zic, bă, tati, asta nu e mare actorie. Și am început să zică, tu ești actor doar de comedie, tu să taci. Și așa că tac dracului din cură, că ea știu să facă ca lupii. Și eu nu știu. Da, nu știu, dar ai încercat vreodată? Ia încerc, primul, cum îți vine la mână acum să faci ca lupii? Ca vârcolat. Băi, îți spun eu că dacă se oprește la Sfierbințiu, tu ai o pâine de mâncare nebunule. Bine, dacă eu... spuneam niște sânge în colțul gurii ăla, erai... Ce vorbești, mă? Erai de acolo. Dar v-ați speriat, da? Adică da, eu asta am da. Vorbești înăuntru. Aia a fost. Am terminat. Băncică, stai multă Ordonez. Sănătate. Abia așteptăm să vă vedem de seară pe toți în sezon nou și când spunem nou, e nou, nouță pe Pro TV de la ora 20-30 de minute și vreau să te uiți în continuare pentru că vreau să-i dau o super provocare lui Bobo. Na. Dat afară, le duce l-a liniștit, pariez pe el. Pariez pe el? Pariez pe el, tu vrei, tu. Hai să vedem. Și o dublez. Perfect, fii atent. Fii atent, facem... băieții mei. Facem un pariu pentru că chiar va fi un challenge, da? Iar dacă câștigă Bobo, tu îl susții pe Bobo, îți trimit un pachetel frumos. Îți trimit un pachetel frumos. Dacă Bobo pierde, îmi trimis tu mie. Ce frumos, cum ar veni și eu rămân fără pachetel. În toată combinația asta, eu pachetel nu primesc. Bun, bravo băieți! Bă, ce prieteni, mă! Mâna întâi, mă!
Perfect. Bobo, fii atent. Băncică, îți mulțumim mult, te pupăm tare și succes. Și eu vă mulțumesc. Baftă. Bobo, aș vrea ca o țară întreagă să știe și prietenii noștri de pe ProTV Internațional că tu la bază, ca și mine de altfel, am început de undeva de jos, eram DJ, puneam muzică, da? Da. Nu de jos, adică pun, mixam cum se mixează acum la cluburi, da? Și l-am pe Nicolăină, care este DJ-ul de serviciu și fii atent. O să-ți dea niște probe, o să-ți pună niște piese. Doar foarte puțin. Trebuie să recunoști ce piese sunt. Da. Da. Bobiță, zici Shazam. Sau puteți să încercați. Gata, care e primul cel mai șmecher? Bine. Deci, Iulica, ești pregătit? Fii atent. Ia, Eva, fii atent, noi dansăm. Da. Okay. Ziceți direct, care știe, nu că ridicați mâna sau... Da, zice, pe butor sau... Ziceți, pe gură, direct. Da. Da, Iulica. Da, Adriano Celentano. Cum? Life is life. Da, stai, Bobo, dar ia zi puțin refrenul, cum era? Life is life, when you know he the power, when you know he the rest, every minute, every hour, every note, shoot the best. Life is life. Bun! Da, mă, au un punct, doi au un punct, băieții, ia. Aici are cine, nu? Eu, unu. Ei sunt gașcă împreună, un punct. Și țipa mai tare. Te-ai băgat aiurea, că era un Bobo. Dar n-a zis, a zis oricare dintre noi. Nu, te-ai băgat aiurea, crede-mă. Bine, hai, următoare. Vă fac, vă fac. Iulica, următoarea. Snap! Snap, da, action, snap, da, aia. You can feel it in the air. Bravo, mă. Și ce? Omul știe, mă. Oh, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. Și cine e? Ce? Cine cântă? Snap, da, se numea. Aia nu. Hai că a zis Snap. Riza Mița Dancer. Riza Mița Dancer. Riza Mița, bravo, mă. Riza Mița Dancer. Mamă, deci e engleză. E engleză. Păi nu, mă, dar așa era. Riza Mița Dancer. Sper să nu vadă cineva din familia lor. Deci au știut sau n-au știut? E unul. Normal. Un pic mai încet. A știut Bobo, mă. Dacă mi-a sărit tare de mine. Doamne ferește, da, chiar a fost tare. Mai încet, da, un pic mai încet. Următoarea, hai. Ace of Base. She needs a lonely night. Tarata. Bă, vreau să fiu în echipa ta. Și deci a zis Ace of Base. Zic eu continuarea a zis. Deci au zis-o bine. Da, și zis o vreau să vol de și o a zis. Is not a baby. Is come tomorrow. Oh, she was. Da, mai încet, cine a zis? Tu ai zis? Eu am zis Ace of Base. Aici am. Aici a fost. Următoarea, dai. Coco Jumbo, Coco Jumbo, Coco Jumbo. Ah, nu, la Coco Jumbo, Coco Jumbo, chiar asta. Cum era Coco Jumbo? Asta a deschis asta. Ia, Coco Jumbo, ia. M-am putut dansa pe piesa asta, ai dreptate. Cu asta a deschis de aseara el la... Am dansat, păi asta era. Hai, Iulica, următoarea. Știu, Modern Talking. Bă, nu te faci! Bine, băi! Bravo, băi! Nu mai cum Modern Talking ai zis. Dar ce melodie? You're my heart, you're my soul. Hai, următoarea, dai și. Michael Jackson, asta e ușoară, e ușoară asta. Da, dar ce melodie? Beat It. Asta e Beat It? Gata, mă, ce să mai... Era un Beat It? Era uite asta de aici, era dar nu a pus accentul, Beat It. Bobo, Beat It. Te-am făcut, Bobo. Băncică a avut dreptate să parieze pe voi, ați câștigat. Practic eu trebuie să-i, să-i trimit omului un pachet. Băncică, ai avut dreptate să pariezi. Băieții blană, au știut tot, cap-coadă, bravo. Bobo, dar înainte de publicitate, zi-mi ceva. Care era cea mai cerută piesă când erai tu DJ? Cred că Nana. Băgam la greu Nana. Nana care era? Da. Headway, nu băgai? Nana, it's here. Casablanca, că se stingea lumina, puteai să pui mâna pe un... Și Aqua. Pe un microfon. Aqua? Ia, dar cum era Casablanca? Ia zi. Tu și eu a la piesa. La piesa. La piesa. Da. Nu, le știm. Știm că le știu toate.
Bravo. Și Casa Blanca. Bagă-i puțin Casa Blanca. Păi și Casa Blanca. Era. Cât am plâns, bă, cât am plâns pe melodia asta. Da, deci rămâneți cu noi. A început emisiunea Lumăruța. Am pus aici toate astea. Avem invitați pe Maria Pămincu. Vine și doamna Iulia Albu. Rămâneți cu noi. Abia aștept să vă văd cu Iulia Albu. Taci, mă, că am luat emisiunea de bună. Ce te mai faci acum? Și e de acord, dispacă. Taci din gură. Nu mai ai, în fine.